Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea cum va fi săptămâna următoare. Am să vă rog să alegeți un pachet, da? Varianta numărul 1 va fi acest pachet, iar varianta numărul 2 va fi acest pachet. Am să vă las câteva momente să decideți ce pachet doriți și dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Țineți cont că etalările personale se plătesc și se fac într-un orar decent, în sensul în care, în momentul în care cineva sună la 10 noaptea, cu siguranță nu o să răspund de cele mai multe ori, sau dacă răspund, oricum, etalarea se va face a doua zi. Deci, aș ruga ca în momentul în care vedeți numărul să sunați la ore decente, sau de preferat ar fi chiar să trimiteți un SMS pe WhatsApp sau pe mail, dar acum depinde de fiecare. Bun. Voi începe cu varianta numărul 1. Un pic am de vreme pentru a sări singură. Bun. Și voi începe și cu tarotul țigănesc și apoi le voi interpreta simultan. Numai un pic să văd exact cât puteți voi să vedeți pe ecran și să încerc să rezolv. Și voi mai lua 3 cărți. Bun. Ei bine, multe persoane de aici vor fi destul de fericite în săptămâna următoare și o să vă zic de ce. Ei bine, aici sunt persoane care au crezut că au o ruptură definitivă cu o anumită persoană. Această persoană poate să fie în semn de foc sau de pământ. De foc fiind leu, bebec, săgetător, pământ, taur, fecioară, capricorn. Ei bine, această separare pentru unii dintre voi a durat de ceva vreme, pentru unii dintre voi poate fi vorba inclusiv de faptul că această persoană în acest moment se află la distanță de dumneavoastră. Ei bine, această persoană va decide să vă trimită un mesaj sau un semn neașteptat. Trebuie să știți faptul că această persoană are intenția de a reveni în viața voastră, dar încă este destul de imatură. Această persoană poate fi inclusiv cu un an sau doi mai tânăr decât voi. Bine, pentru alții și mai mult, dar energia sa în general este mai tânără decât a voastră și mai vioaie. Voi sunteți persoane mai mature, mai așezate, mai liniștite, iar această persoană în general este axată să exploreze în viața sa cât de mult posibil. Bun. De asemenea, aici pentru unii dintre voi mai văd o ieșire în oraș, prin intermediul căreia veți afla niște bârfe care nu vă pică neapărat bine în primă fază, dar care vă oferă mai multă claritate asupra situațiilor în care vă aflați și puteți să realizați cam cum gândesc anumiți oameni, iar vouă nu vă place acest lucru și atunci veți decide să vă retrageți și să vă vedeți de treburile voastre. Aici mai pot fi persoane care de obicei nu prea ies sau preferă să stea în singurătate decât să iasă cu alte persoane. Ei bine, ceva se întâmplă pentru că această ieșire va fi un pic neașteptată pentru voi, neplănuită, dar cu siguranță vă va aduce foarte multă claritate. Persoana care va reveni în viața voastră, pentru că știu că foarte mulți de asta sunteți interesați sau cei care deja sunteți cu cineva, ei bine, persoana aceasta se gândește să vă ofere un cadou, să vă facă o surpriză. Pentru unii dintre voi care sunteți la distanță, această persoană se gândește să vină pe neașteptate la voi. Este bine să vă pregătiți în caz de orice.
De asemenea, această persoană, chiar dacă în trecut a avut alte persoane și voi acum sunteți separați și știți că această persoană a avut o relație în trecutul nu foarte îndepărtat, ei bine, asta nu înseamnă că această persoană v-a uitat. Ei bine, această persoană aici văd că revine tocmai pentru că nu a reușit să vă uite. Încă o mică, să zic așa, încă un mic aspect care vă poate confirma. Pentru unii din voi, persoana care revine din trecut are un câine sau este implicat în luarea câinilor abandonați și să le găsească mai departe stăpâni, lucruri de acest gen, dar specific aici văd câini. Voi este posibil să aveți pisică, unii dintre voi chiar pisică neagră, dar această persoană are câine. Bun, să vedem alte aspecte, pentru că nu pentru toată lumea va fi strict acest lucru. Și după care vom trece la varianta numărul 2. Aveți grijă, pentru că voi, lângă voi, s-ar putea să aveți o persoană care vă judecă destul de mult. Această persoană este din imediată apropiere a voastră. Pentru unii dintre voi poate să mai fie o problemă, și anume un prieten comun, o persoană pe care o știți amândoi, vrea să se bage un pic mai mult decât ar fi cazul în căsnicia voastră, dacă sunteți căsătoriți, și să creeze anumite discordii între voi și partener. Aveți grijă câtă dreptate sau cât de mult vă bazați pe acest prieten, pentru că pentru mulți dintre voi văd că nu s-a pus până acum problema ca această persoană să fi făcut lucruri de acest gen sau să fi creat anumite subiecte de discuție. Acesta va fi un lucru nou pentru voi, dar efectiv acesta este caracterul persoanei. Aveți grijă la acest aspect. Pentru varianta 2, să vedem cum va fi săptămâna următoare. Opa. Pentru voi văd destul de proeminent o decizie pe care voi trebuie să o luați. Imediat vom reveni. Un pic am de vreme totuși pentru a sări cărți, așa că vom mai amesteca. Și aici am cartea de vizită. Însă aici, sincer, văd mai degrabă că voi sperați la o anumită persoană să revină în viața voastră, cu toate că lucrurile nu mai sunt atât de benefice între voi. Dacă această persoană s-ar întoarce mâine pe ușă, ar intra pe ușă la voi, voi v-ați bucura foarte tare, dar în schimb, ar fi foarte greu pentru voi să mențineți această relație, pentru că această persoană poate avea tendința să fie destul de dură cu vorbele, să fie bazată foarte mult pe financiar, să nu fie deschisă emoțional, să caute să fie corectă, dar nu neapărat implicată emoțional. Această persoană este întotdeauna doritoare să păstreze un echilibru, o balanță, cât oferă și ce, cât primește și ce oferă și ce primește. Această persoană se poate gândi foarte mult și să aibă foarte multe probleme de somn din cauza gândurilor. Își face foarte multe griji, foarte multe probleme și acolo unde nu sunt. Însă acest stil al său de a fi creează foarte multe discordii, pentru că voi nu puteți înțelege de foarte multe ori această persoană. Ei bine, asta se poate întâmpla pentru că
voi sunteți persoane mai intuitive și empatice și puneți suflet în orice, în timp ce această persoană nu pune suflet mai deloc și deși pe alocuri înțelegeți ce simte persoana, alte dăți voi vă gândiți, ok, dar nu înțeleg cum poate fi așa, nu văd cum poate gândi așa, de ce nu vede lucrurile așa. Sunt niște diferențe peste care nu văd să reușiți neapărat să treceți. De asemenea, aveți grijă pentru că în perioada imediat apropiată s-ar putea să întâlniți o persoană de sex feminin, aceasta să fie mai înaltă și cu părul șaten, dar un șaten deschis. Această persoană este în general mai răutăcioasă și această persoană, fără să-și dea seama, are abilitatea de a face de ochi unei persoane despre care gândește negativ. Este bine ca voi să aveți grijă la acest lucru și dacă... Bine, nu pentru toată lumea se va întâmpla, pentru că acesta este un mesaj destul de clar, destul de direct. Însă, oricum și dacă nu e problema de acest lucru, ar fi bine să aveți grijă la acea femeie dacă, atâta timp cât o recunoașteți și o să vă zic de ce. Pentru că voi puteți avea o situație în care să vă îngrijorați foarte tare, dar cumva niciodată nu v-ați gândi că acea persoană are vreo legătură sau vreo treabă cu problema voastră și e bine săptămâna asta că am dat seama că așa este. Pentru cei pentru care nu va fi vorba de deu, va fi vorba de un conflict direct cu această persoană și va trebui să sortați lucrurile, să aveți grijă cât îi ziceți, cât nu îi ziceți, cât de mult va fi această persoană implicată în viața voastră și așa mai departe. Cât despre parteneriate, mai poate fi aici o problemă de genul partenerul, pe lângă faptul că nu este foarte extrem de investit emoțional, poate avea dorința de control și vrea să vă țină întotdeauna, cum să zic, pentru el și în scopul de gelozie, dar și pentru că această persoană vrea să dețină tot ce aveți voi. Aveți grijă la aceste aspecte, aveți grijă la această persoană. Nu este cea mai bună energie din punct de vedere al unei relații. Este bine să evitați pe cât posibil, cu toate că voi aveți sentimente foarte puternice. Această relație eu o văd ca fiind toxică. De asemenea, ar fi bine să încercați să păstrați un echilibru între somn și muncă, sau timp liber și muncă, și să încercați să folosiți meditații înainte să adormiți, ca să puteți adormi mai ușor, pentru că veți fi predispuși la probleme cu somnul. Cam atât am avut de spus pentru voi, sper că va fi destul de utilă această etalare pentru voi și să ne revedem cât mai curând. La revedere!